Bună ziua, domnule profesor și președinte al Asociației Olimpia. În data de 12 octombrie am sărbătorit pe stadionul municipal 55 de ani de la fondarea clubului Fanion al municipiului Râmnicu Sărat. A fost un eveniment deosebit și v-am ruga să ne spuneți mai multe despre cum au decurs evenimentele. Bună ziua, vă spun și eu. Da, într-adevăr, cum ai spus și tu, Florin, un eveniment deosebit cu ocazia împlinirii 55 de ani de Olimpia Râmnicu Sărat, de la înființarea echipei Fanion a orașului nostru, echipă cu tradiție care în timp a fost preluată de către CSM Râmnicu Sărat, Clubul Sportiv Municipal. A fost un eveniment la propunerea domnului primar, care a fost foarte bine primit de foste glorii ale Olimpiei Râmnicu Sărat de-a lungul anilor. Au fost persoane pe care, sincer spun, eu nu le-am cunoscut, având o vârstă destul de înaintată. Și evenimentul a fost cu atât mai important și prin prisma faptului că am reușit să aducem pe stadion copii de la Centrul de Copii Juniori, încercând astfel să le transmitem și acest aspect de păstrarea tradițiilor și valorilor morale, sportive, la nivelul municipiului Râmnicu Sărat. A fost totodată jocul a beneficiat de o asistență impresionantă și i-am avut ca oaspeți pe cei de la Dinamo, fostele glorii ale clubului Dinamo. Cum a fost jocul? Jocul a fost unul foarte, foarte spectaculos. În mod special comentariul fostului portar Cristi Alexandru, care a animat foarte mult atmosfera. Trebuie să recunoaștem că se întâmplă foarte rar ca la Râmnicu Sărat să ajungă foste mari glorie ale fotbalului românesc în mod în general și echipei Dinamo în special, gen Dragnea, gen Movil, gen Orac, Vaișcovici și de ce nu Nicușor Glonț, care a evoluat 2 ani de zile și la Râmnicu Sărat în Liga 2. Cu ce impresii au plecat dinamoviștii de la Râmnicu? Au fost impresionați. Purtam o discuție după terminarea festivității de la stadion cu un organizator de evenimente la nivel județului Prahova și a spus că ceea ce s-a întâmplat în Sărat se întâmplă de regulă la echipele de Liga 1. Cum au primit fostele glorii ale Râmnicului acest eveniment? Și dacă ne puteți da și câteva nume care au participat? Foste glorii sunt foști mari jucători ai Râmnicului care au jucat ani buni de zile la Râmnicu Sărat, gen Nea Costică Roșca, Gabriel Marcu de la Buzău. Mi-e greu să spun, au fost foarte, foarte mulți. Toți au îmbrățișat cu drag această inițiativă. Au fost momente emoționante la festivitatea de premieră. La festivitatea de premiere, pe lângă gestul deosebit al Asociației Olimpia, și Asociația Județeană de Fotbal Buzău a premiat fostele glorii. Cum s-a desfășurat acest moment? Alături de noi, la această festivitate, a participat și Asociația Județeană de Fotbal, însă și domnul președinte Adrian Petre a fost prezent și a înmânat fiecărui sportiv care a fost premiat o medalie în semn de prețuire pentru efortul depus în slujba fotbalului râmnician și buzoian. Domnule profesor, domnule președinte, mulțumim tare mult și la cât mai multe astfel de evenimente. Mulțumesc și eu. Este important să permanentizăm nu numai în direcția fotbalului, în tot ce privește valoare la nivel de Râmnicu Sărat, să putem transmite tinerilor generații și lucruri de valoare care s-au sedimentat în timp. Mulțumim!